Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a organizat astăzi la nivelul județului Dolj o dezbatere publică pentru a identifica soluții de adaptare și simplificare a cadrului normativ privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. La dezbatere au participat reprezentanții ai societăților de consultanță, ai patronatelor, asociațiilor sau federațiilor de profil, dar și instituții financiar-bancare. Subiectele acestei întâlniri sunt reprezentate de faptul că vrem să căutăm soluții pentru simplificarea procedurilor, pentru găsirea unor soluții ca proiectele finanțate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală să fie accesate mai ușor, iar gradul de absorpție să crească până la 100%. La nivelul județului Dolj, Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale și-a atins targetul pentru accesarea fondurilor europene. În continuare sunt foarte multe solicitări pentru submăsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Județul Dolj este primul județ pe țară în ceea ce privește absorpția fondurilor europene la targetul care a fost pus la dispoziție de către agenție. Sunt multe solicitări pe instalarea tânărului fermier, sub măsura 6.1, sunt solicitări pe infrastructură, dar și vorbesc aici de măsurile care sunt finanțate 100%, dar și pe măsurile care conțin cofinanțare, și anume măsura de investiții în exploatații agricole sau măsura de diversificare a activităților non-agricole. Deci avem foarte, foarte mulți beneficiari potențiali și cei care solicită fonduri pe această măsură.